La sfârșitul săptămânii trecute, Petroșaniul a fost în sărbătoare. Cea de-a 17-a ediție a Zilelor Petroșaniului a fost și cea mai reușită atât prin numele care a urcat pe scenă, cât și prin numărul impresionant de oameni veniți în cele 3 zile din întreg județul Hunedoara. Vineri a fost ziua dedicată folclorului românesc. Seara a fost deschisă de elevii Casei de Cultură a studenților din Petroșani, pregătiți de profesor Eugen Munteanu. Imediat după acest moment, pe scenă a urcat Mirela Merlaș. Sus la stâna din parâng, la 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 la. Așteptată de mii de oameni din întreaga Valea Jiului, Vlăduța Lupău, însoțită de rapsozii Maramureșului, a oferit un regal folcloric. Timpul se scurgea, iar zona din fața Teatrului Dramatic de Sârbu devenea neîncăpătoare. Luchea a făcut trecerea de la folclor la muzica de petrecere. Pune-i brânza bunicașul, lume dragă, orice naș își are nașul, lumea mea. Seara a fost încheiată de Jean de la Craiova, publicul cântând cu acesta minute în șir. Așa e inima mea, ruptă parcă din a ta. Ne unește dragostea, ia-mă de mână viața mea. Foarte bine, foarte lumea dansează! Excelent! Sâmbătă seara la zilele municipiului Petroșani a avut loc unul dintre cele mai importante momente din ultimii 29 de ani din Valea Jiului. Aproximativ 10.000 de oameni au venit să-i vadă la lucru pe băieții de la Holograf. Seara a început cu talentații copii pregătiți de Eugen Munteanu, apoi Andrei Popa și Cătălin Stepa. Andreea Bănica a făcut încălzirea pentru momentul serii. În jurul orei 21 și 15 minute pe scenă a urcat Holograf. Seara s-a încheiat cu laser show și un superb foc de artificii. Toți angajații Poliției Municipiului Petroșani au lăsat pentru câteva minute lucrul și au păstrat, luni la prânz, un moment de reculegere. Sirenele au sunat ca să anunțe revolta celor din acest sistem față de evenimentul din județul Timiș, în urma căruia un polițist a fost împușcat mortal. Potrivit unui comunicat remis presei de IPJ Hunedoara, luni în jurul orei 12, toate autospecialele din județ au staționat și au pornit semnalele acustice și luminoase timp de un minut. În acest fel, oamenii legii au adus un omagiu în memoria polițistului ucis la finele săptămânii trecute, în timpul unei razi în județul Timiș. De altfel, toți angajații, chiar și cei care nu au ieșit în fața sediului poliției, au păstrat un moment de reculegere și și-au întrerupt un minut activitatea, în timp ce la sediul IPJ Hunedoara a avut loc la paraclisul din curtea instituției o slujbă de pomenire. Cu toate că actul normativ care reglementează restituirea taxei auto a fost stabilit pentru 30 iunie ca termen limită, ministrul Eugen Teodorovici a promis că banii vor fi dați până la finalul lunii mai. Acesta a revenit săptămâna trecută asupra declarației, mutând termenul până maximum marți 4 iunie, dar încă sunt zone în care oamenii nu au primit banii. Nu este cazul celor din Valea Jiului, pentru că aici lucrurile s-au așezat. Mai trebuie restituită doar suma care reprezintă dobânda. Cei de la ANAF precizează că e o chestiune de zile.
Timbrul de mediu, așa cum am discutat și ediția trecută, a fost restituit integral, aproximativ 10 milioane, urmând ca în zilele următoare să fie restituită dobânda aferentă. Banii sunt în cont, ce ar trebui să știe oamenii care așteaptă? Banii așteaptă în contul Ministerului Mediului să fie virați în trezoria Petroșani, chestiune de zile. Aproximativ 4200 de oameni au cerut să li se restituie timbrul de mediu la ANAF, în zona Văijiului, iar inițial ministrul Teodorovici, care a fost și în Valea Jiului, a promis că vor primi și banii și dobânzile aferente până la sfârșitul lunii mai. Taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. Ea a suferit numeroase modificări până în 2012, când taxa a fost suspendată până la finalul acelui așan, iar persoanele care plătiseră deja urmau să primească banii înapoi. Din 15 martie 2013 a intrat în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto a fost calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2, înscrise în cartea de identitate a mașinii. Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017. Foarte puțini oameni și-au lăsat la operatorul de apă numerele de telefon sau adresă de contact la care să primească informarea, în cazul în care sunt lucrări prevăzute, ori neprogramate, iar apa se ia. O spun reprezentanții de la APASER Valea Jiului, care au făcut din nou apel către populația Văijiului, tocmai pentru că sunt zone în care au loc lucrări, firma fiind în plin proces de introducerea noului sistem de aducțiune a apei, în mai multe cartiere din toată Valea Jiului. Cei care vor își pot lăsa datele de contact la sediul operatorului, dar situația este valabilă și pentru cei care și-au mutat domiciliul și care au lăsat inițial un număr de contact pentru vechea adresă. În ultima vreme nu au mai fost oameni doritori să afle despre restricțiile zilnice. Asta susțin cei de la APASERV, care revin acum cu acest apel, chiar dacă asta ar putea fi în avantajul lor pentru că sunt multe zone în care au loc lucrări și ca atare și restricții. A început prima sesiune a examenului național de bacalaureat pentru absolvenții claselor a 12-a. Prima probă va fi cea a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, iar absolvenții s-au arătat la ieșirea din sălile de examen mulțumiți de prima probă la care au participat. Cum este pentru prima dată dai competențele lingvistice? Da, ce pot să zic, este emoționant, m-am trezit cu emoții și așa, dar să văd fețe cunoscute a profesorilor și a copiilor a fost mai ok. Sunt grele subiectele? Ori fost de nivel mediu, nu pot să zic că ori fost nici grele, nici ușoare. Pot să zic că m-am descurcat eu personal. A fost ok, adică am mai făcut foarte multe subiecte și în clasă, așa că nu a fost greu pentru noi. A fost foarte ușor și chiar, sincer, nu mă așteptam să fie așa ușor. M-am pregătit cam destul de mult acasă. Urmează bacalaureatul, cum ești? Mai am puțin la română să mă pregătesc, dar în rest sunt pregătit pentru orice. Conform calendarului de examen, proba competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se va desfășura și pe 4 iunie. Competențele digitale ale adolescenților vor fi testate pe 7, 10 și 11 iunie. Probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională vor fi în 12 și 13 iunie. Pentru a fi admiși la examenele scrise ale bacalaureatului, absolvenții de liceu trebuie doar să se prezinte la aceste teste, cum a fost cel de luni, deoarece nu sunt notați, ci primesc calificative care le certifică nivelul de competență. Probele scrise vor începe pe 1 iulie, cu examenul la limba română. Pe 2 iulie este programat examenul scris la limba maternă, o zi mai târziu proba obligatorie a profilului, iar pe 4 iulie cea la alegere. Rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie. Pentru a promova sesiunea, candidații trebuie să obțină minimum 5 la fiecare disciplină și media generală 6. Absolvenții de liceu care nu vor promova această sesiune se vor putea înscrie pentru sesiunea de toamnă. Înscrierile se vor face în perioada 15-19 iulie. Cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat va începe pe 21 august, cu probele scrise și se va încheia pe 7 septembrie. Primăria municipiului Lupeni, la inițiativa primarului Lucian Resmeriță, a organizat duminică un concert al cărui cap de afiș a fost preferat a micuților din întreaga țară, Bibi.
Sute de copii din întreaga Valea Jiulei au venit să o vadă și să-și facă poze cu Bibi. În același concert, pentru micuți, a mai cântat și Andrei Popa. Pe tot parcursul zilei, în parcul CAP, recent modernizat, personaje de poveste le-au ținut compania copiilor. Cireașa de pe tot, să spunem așa, a fost pe data de 2, duminică, când am avut în parcul de la CAP foarte, foarte mulți copii care s-au bucurat de Bibi, care a fost și a cântat foarte frumos. Am avut un artist care a încântat copiii și a ieșit, să știți, o zi a fost deosebit de frumoasă, mai ales ținând cont și de faptul că a fost, cred că, cea mai frumoasă zi și din punct de vedere al naturii, adică al soarelui în această perioadă de timp. Vreau să le doresc tuturor copiilor la mulți ani.